Spuneați mai devreme că nu reușiți să vă înțelegeți cu primarul capitalei, Nicușor Dan. Era mai bine cu doamna Gabriela Firea, primar general? Vă înțelegeați mai bine atunci cu primarul capitalei? Foarte greu de spus și nu m-aș hazarda acum să fac analize. Este foarte greu de comunicat cu domnul Nicușor Dan. Foarte greu. E greu de găsit. Nu răspunde la telefoane, răspunde la mesaje greu și când răspunde nu prea e cu rezultat. În loc să facem un concurs de cine face mai mult, începem să facem un concurs de cine blochează mai mult, ceea ce nu e ok, mai ales din perspectiva traficului. Murim în orașul ăsta de asfixiați, de poluare. Exact. Poate s-or supăra unii pe mine, dar mie mi se pare rușinos că în 34 de ani după Revoluție, Primăria Generală a fost în stare să facă două pasaje și jumătate. Repet, două pasaje și jumătate, că al treilea nici măcar nu e complet, că e doar pe un sens, la Piața Presei. Și iată, când sectoarele încearcă să facă ceva, Primăria Generală vine și blochează. Cum a decurs întâlnirea? Puțin ciudat. Eu m-am dus acolo cu echipe. Ei se ocupă de infrastructură, ei se ocupă de salubritate, ei deci se ocupă de fiecare domeniu. Deci le-ați prezentat și oamenii care se ocupa. Evident. Și domnul Nicușor Dan s-a prezentat cu un carnețel. Singur. Singur, da. Fără echipă. A început să noteze acolo câte ceva. A zis ok, fiecare are. Pentru că ce se întâmplă? E nevoie de un follow-up. Nu poți tu să faci tot. Ai nevoie de echipă. Un bun manager nu e cel care face el tot. Ori primar înseamnă că ești manager. Un primar este egal manager. Ori un bun manager nu e cel care face el tot, ci un bun manager este acea persoană care face tot ce are de făcut cu oamenii pe care i-are în echipă.